Din cauza că am datorii la chirii în valoare de 30 de milioane, am fost dat în tribunal și mi-a venit evacuarea acasă pentru 30 de milioane de chirii. Iar acum eu nu am de unde să dau banii aceștia. Mi-a zis, dacă ai de unde să dai, te lăsăm să stai în continuare, dar dacă nu ai, noi suntem nevoiți să vă dăm afară din casă. Eu nu am acești bani să dau. Soțul meu este bolnav de obezitate orbită. El în orice clipă, el poate să îi se facă rău, eu trebuie să stau numai să după el acolo, în casă, în altă parte nu pot să muncesc, am copii, am 5 copii. Familia Stan locuiește în cartierul Micro 39, într-o cameră fără apă și căldură. Din cauza tratamentelor costisitoare ale soțului, datoriile la întreținere s-au adunat și nu au mai putut fi achitate. Pentru suma de 3.000 de lei, cei 5 copii și părinții lor vor fi evacuați din casa în care locuiesc. Copiii mei, toată iarna mi-a fost bolnav, tot timpul am dat numai bani pe tratamente, lumină, că ne-am încălzit, am mai băgat un calorifer, am mai plătit la lumină. N-am mai avut de unde să mai achit luni de lună la chirii. Toate demersurile femeii de a nu ajunge în stradă par a fi în zadar. În fiecare zi se teme că se va trezi cu executorii la ușă.